Când aveam 19 ani, eram în armată și îmi folosisem stupid avantajele militare pentru a obține un împrumut la bancă și mi-am cumpărat prima casă. Am mutat tot ce aveam în cazarmă de valoare în acest loc care mi s-a părut un palat comparat cu ce aveam înainte. Desigur, am ieșit și am cumpărat niște scaune de bar, o canapea extensibilă pe care să dorm până când am luat un pat, și unele măsuțe de cafea pentru a pune televizorul meu. Pe lângă asta m-am mutat împreună cu câinele meu. Îmi despachetam lucrurile mici în sufragerie, când am observat că o mașină mi-a intrat în parcarea din față și mi-a blocat-o mea. Am ieșit în față și bărbatul din mașină încercat să îmi un sistem de securitate pentru casa mea nouă. Bărbatul era îmbrăcat în cachi și cu un polo cu o etichetă pe care nu mi-o mai amintesc, iar mașina nu avea plăcuță de matriculare pe ea. Ar fi trebuit să fie un steag roșu pentru mine, dar m-am gândit că unii oameni de la locul de muncă conduc vehiculele ale companiei. Mi-a dat cartea să de vizită. Nici nu mi-am amintesc compania pentru care lucra, ca să fiu sincer. Imaginați-vă pe vânzătorul prietenos, oferind prezentare prezentarea lui despre necesitatea unui sistem de securitate și a tuturor avantajelor care ar putea veni cu posibilitatea de a privi exteriorul casei mele în orice moment. În calitate de membru militar, de rang inferior, știam că nu-mi pot permite un lucru atât de scump. Așa că mintea mea a intervenit și a început să-mi vină cu tot felul de metode pentru a încerca să-l fac să plece. M-am gândit chiar să-i spun că sunt în armată și pot să îngrijă singur de mine, doar pentru a-l determina să plece. De fapt, sunt o persoană pasivă. Sunt prea drăguț, aș zice. Nu pot să fiu față de cineva drăguț decât politicos. Nu voi fi nepoliticos cu cineva care își face doar treaba. Am lucrat în domeniu cu publicul, așa că pot să relaționez. Am încercat să-i refuz politică după, am încercat să după a încercat să-mi arate câteva lucruri pe pe ul său. Dar știți că de persistente sunt genul ăsta de persoane? Îmi recunosc propria prostie când am răspuns la întrebări, cum ar fi să dau prea multe informații despre mine și casa pe care tocmai mi-a cumpărat-o. Locuiești singur? Nu, locuiesc aici cu soția mea și cei trei găini mari ai noștri. Cel puțin am adăugat cuvântul mare la toată chestia asta. Ea și câinii ei nu se mutaseră încă, iar căței ei sunt doar grași. Deși sunt mai soliți decât băiatul meu mare, dar un cuplu care trăiesc împreună păreau probabil ținte mai ușoare. De asemenea, am menționat că sunt în armată când a întrebat. Păruse puțin șocat, dar nu părea a fi descurajat. Ce fel de sistem de securitate aveți? Câinii mei și cu mine am răspuns. Nu cel mai bun răspuns pe care l-aș fi putut da. Nu eram genul de persoană foarte intimidantă, exact. Adică, aș fi mult mai amenințătoare dacă aș avea o armă de foc sau așa ceva. Le-am folosit toată viața mea și nu am ratat niciodată o țintă, fie vie sau neînsuflețită. Dacă vrei să mă inviți în casa ta, îți pot arăta cele mai bune locuri pentru a configura camerele de supraveghere. A menționat el de mai multe ori. De fiecare dată mă făcea să cred din ce în ce mai mult, gândindu-mă că vrea să mă jefuiască. Nu că ar fi multe lucruri de luat, în ciuda faptului că am fost o victimă a unui alt furt când eram mai mic, tot ce am putut lua în considerare a fost o posibilă spargere și m-am asigurat că am rămas departe de casa mea în timp ce vorbeam. Am fost afară timp de aproximativ 15 minute în total, eu petrecând în cea mai mare parte a timpului încercând să mă îndepărtez politicos de el și să mă retrag înăuntru. Am ajuns la capătul puterilor din punct de vedere al interacțiunii sociale și așa l-am lăsat singur în curtea mea din față. Am intrat în casă și am încoiat ușa. S-a urcat în mașină și a plecat, iar după nu am mai gândit nimic legat de toată interacțiunea asta. După ce am mai despachetat, nu că puteam face prea mare lucru pentru că nu prea aveam unde să le pun, am mâncat niște burger și am tras canapa extensibilă. Am pregătit totul cu păturile mele cele mai pufoase, am asigurat că ușile și ferestele sunt încoiate și m-am dus să mă retrag în sufragerie. Privind în urmă, nu știu sigur de ce nu am pus canapea în dormitor. Toate geamurile au jaluzele, iar camerele sunt destul de îndepărtate de ieșire. Poate că am vrut să fiu lângă o ieșire. Pentru context, ușa din spate este o ușă dublă cu geam. Pe atunci nu aveam perdele la ea, dar aveam jaluzele pe fereastra bucătăriei. Bucătăria, sufrageria și sala de mese sunt conectate. Dar există un perete în sufragerie pe care mi-am așezat strategic canapa extensibilă, astfel încât să nu poate fi văzută de ușile din spate sau de fereastra ușii din față. Pot spune că sunt paranoic. Săteam întins de câteva ore și la aproximativ 11 seara, câinele meu a coborât din canapea și s-a dus la ușile din spate. Câinele meu este mare și arată ca un rottweiler, chiar dacă este un mix de coonhound, dar cred că oamenii din oraș nu au câini de În ciuda mărimii sale, nu a rănit nimic în viața lui. El va întâmpina pe un străin la ușă, cu coada sus și, pe lângă asta, abia latră. A stat un pic la ușă și a plâns de câteva ori. L Am ignorat, probabil că era o veveliță. Dar apoi a început să mârie, un sunet pe care nu-l voi uita niciodată. Mi-a trimis teroare direct în timp ce stăteam singur în întuneric. Am simțit acea teamă o singură dată când un leu de munte a urlat în pădure și mi-am dat seama cât de neputincios sunt împotriva naturii. Dar asta este o poveste pentru o altă zi. Ideea este că aceste sunete sunt concepute pentru a te speria și mărâitul ăla m am împietrit. Eram înghețat și vreau să mă ridic de pe canapea, să mă ascund, să chem polițiștii, dar mi-am dat seama că dacă era cineva acolo, cu siguranță îmi vedea telefonul luminând și știa unde mă aflu. Așa că în timp ce câinele meu era staționat la ușa din spate, m-au îmbărbătat suficient cât să mă îndepărtez de canapea și să investighez. Încă speria foarte rău. M-am îndreptat spre bucătărie și am luat un cuțit mare unul dintre singurele ustensile pe care le aveam. Încă o dată mulțumesc mamă și m a strecurat până la fereastra bucătăriei. Eram gemuit printre dulapuri, astfel încât să nu fiu văzut de la niciun geam. Am sărit puțin încercând să mă pregătesc pentru a îndrepta jaluzelele. Crierul nu spunea lucruri raționale, povești de groază pe care le citisem parcă au început să prindă viață. Ca să fiu sincer, eram gata să mă descurc. Nu sunt o persoană curajoasă, dar am fost în zone de război și am văzut destule lucruri la viața mea. Cei drept, am fost destul de departe de orice situație care pune în viața în pericol, dar situația asta se întâmplă chiar în fața casei mele. În spațiul meu personal, în ascunzătoarea mea, protecția mea împotriva oricărui lucru de afară care îmi vrea răul. Întotdeauna mi-a fost frică de cineva care vrea să intre peste mine în casă. Aceasta provine dintr-un incident de când eram mai tânăr, care nu este un lucru de care aș vrea să vorbesc acum. Ideea e că dacă cineva îndrăznește să intre în locul meu sigur, nu mai este sigur pentru mine. Am crezut că nu mă pot speria mai mult în acel moment, dar apoi am văzut o siluetă masculină în curtea mea și inima mi-a sărit. Nu era foarte departe de fereastra prin care îl priveam. Era destul de îndrăzneț, încât să nu-și poarte nimic peste cap și am văzut părul lui blond în lumina lunii. Mi-a luat doar câteva secunde să-l recunosc pe vânzătorul de securitate în întuneric. Era la marginea prispei din spatele casei mele, uitându-se la ușa din spate, urmărindu mi câinele. Am sărit repede, am urcat deasupra teșghelei barului și am aprins luminile în timp ce mă îndreptam spre ușa din spate pentru a-mi lăsa câinele, care încă mă să iasă în speranța că va scăpa cel puțin de om, dacă nu îl va răni. Nu a mers. De îndată ce am aprins luminile, el a avut suficient timp să meargă în siguranță în partea de jos a gardului, înainte ca să apuce câinele meu să o coboare chiar de pe prispă. Nu am dormit în acea noapte. Câinele meu a stat pe canapea cu mine, niște cât se poate, de după ce și-a făcut treaba. A doua zi de dimineață am depus o plângere la poliție, dar nu le-am putut spune numele sau ce companie era, deoarece am pierdut cardul pe care mi l-a dat. Au trimis câteva patrole în zonă și am aflat că toți vânzătorii legitimi ar trebui să aibă un act de identitate la cerere. În noaptea următoare am avut doi prieteni care au rămas cu mine. În cazul în care bărbatul era gata să încerce să mă jefuiască sau să comită acte mai nefaste. Sau poate vrea să încerce să mă sperie și să cumpăr pachetul de securitate pentru casă. Din fericire nu s-a întors și nu l-am mai văzut de atunci. Nici câinele meu nu au mai mărâit așa de atunci. Dar sunt îngrozit pentru data viitoare când o să aud același lucru.